Vă mulțumesc mult! Domnule prim-ministru, domnilor președinți, stimați invitați, doresc să vă mulțumesc că sunteți astăzi prezenți într-un număr atât de mare pentru a sprijini candidatura noastră, a mea și a prietenului meu, Cătălin Leonte, la președinția Consiliului Județean și la primăria municipiului Brașov. Stimați invitați, Brașovul îl puteți regăsi în orice dicționar și în orice carte de istorie ca unul din cele mai vechi orașe din România și unul din cele mai vechi orașe din Europa, cu aproape 800 de ani de atestare. Brașovul puteți regăsi în orice carte de istorie ca orașul în care au apărut primele bresle, ca orașul care a avut una din cele mai dezvoltate industrii, nu din România, ci din Europa. Brașovul puteți regăsi de asemenea și în orice carte de geografie sau în ofertele agențiilor de turism ca unul din cele mai frumoase județe din Europa. În Brașov avem stațiuni renumite ca Poiana Brașov, Predeal, Râșnovul, Cetatea Râșnov, Castelul Bran. De asemenea, și din păcate, zic eu, Brașovul cred că a intrat și în Guinness Book cu cel mai scump patinoar din lume. Un patinoar de 4 milioane de euro care a fost executat la 12 milioane de euro fără TVA. Cu cea mai scumpă pârtie de schi din lume. O pârtie pe care noi am pornit-o. Și noi am făcut proiectul pentru ea în anul 2006-2007 și care trebuia să coste 20 de milioane de euro și pe care PDL-ul a reușit să o finalizeze la aproape 40 de milioane de euro. Mai nou, Institutul de Politici Publice a făcut cunoscut că în Brașov avem și cel mai scump coș de gunoi din lume, 1900 de lei, cât pensia mamei mele pe 2 luni și jumătate. Sunt recorduri triste, din păcate, pe care le-a reușit actualul primar, recorduri de care ne lipsim. Avem nevoie de un primar onest, un primar cultivat, un primar bun gospodar, iar Cătălin Leonte poate să facă toate aceste lucruri și cu siguranță că le va face. În acest timp, din păcate, mai avem alte recorduri, nu cred că sunt mondiale, dar cu certitudine că sunt recorduri triste, recorduri naționale. Sistemul de sănătate e în colaps. Închidem spitalul de oncologie. Din 8 doctori ne pleacă 6. Maternitatea, săptămâna trecută, am fost anunțați că nu mai are bani. Închide maternitatea. Din păcate, îi spuneam și domnului viitor prim-ministru, domnului Victor Ponta, eram convins că dumnealui va fi primul ministru al României. Ne așteptam cu toți ca acest lucru să se întâmple din noiembrie. E bine că acest lucru s-a întâmplat acum, pentru că sistemul de sănătate nu mai rezistă până în luna ianuarie anul viitor. Și aceasta e o chestiune care se întâmplă nu numai în județul Brașov, e o chestiune care se întâmplă la nivelul întregii țări. Elena Udrea, care are lipici la bani și multe lipiciuri, a primit o grămadă de bani. Ministerul Sănătății, în schimb, nu a primit aproape niciun ban, iar UDMR-ul a suportat pentru o ciosvârtă pe care a primit-o umilința de a suportat umilința de a avea acest buget, care nici măcar nu este un buget de supraviețuire. Vreau să vă spun că sunteți aici în cetatea Brașovului, o cetate pe care eu și colegii mei din Consiliul Județean am renovat-o. Era o ruină acum 10 ani. Unii își puneau problema că mai bine am demolat-o. Am ajuns primul județ turistic al României. A fost obiectiv al meu electoral în campania trecută. Avem peste 600.000 de turiști în fiecare an. Aceasta în primul rând datorită acestui lucru. Sunt importante ele și panseluțele și sunt frumoase. Dar în acest an pe panseluțe dăm 140 de miliarde de lei vechi, cât bugetul de investiții al județului Brașov, în timp ce municipiul pentru sănătate
de 20 de miliarde de lei vechi, o sumă infimă. Stimați colegi, a început și o campanie de denigrare la adresa noastră. Celor care sunt acum la putere le e frică. Primul pas a făcut, guvernul a căzut. Victor Ponta este și va fi cu certitudine primul ministru al României. Primul ministru desemnat și va fi cu certitudine primul ministru al României. Se cheltuie sume de bani imense pentru denigrarea noastră, sute de mii de euro, pe site-uri, ziare. De ce credeți că cineva e în stare să plătească, că în final se adună milioane de euro bani ca să ne denigreze? Vreau să vă spun că mie nu mi-e frică de absolut nimic. Instituțiile coercitive ale statului au fost în mâna PDL-ului. Nu mi-e frică și stau cu fruntea sus la cei 60 de ani pe care i-am, că n-am săvârșit niciodată nicio ilegalitate. Mă duc la detectorul de minciuni că nu m-am îmbogățit cu un euro din funcția pe care am avut-o. Dar fraților de la stimați pedeliști, că nu mai sunt frații noștri, frații în ghilimele, dumneavoastră să vă fie teamă de mine, pentru că vă promit că toate ilegalitățile pe care le-a săvârșit le veți plăti. Ziceam și la conferința de... Ziceam și la conferința de presă. Uitați-vă, acum câțiva ani tot orașul era portocaliu, acum 4 ani. Au dispărut toți capotârnicile și au schimbat culoarea acum 2-3 săptămâni și pe sediul partidului au schimbat culoarea. Nu m-au curat să scoată candidații lor, că-i huiduie lumea pe stradă. Au ieșit cu un pedelist sub acoperire ca să candideze. Orice ar face, nu se mai pot ascunde și orice ar face pentru tot răul pe care l-au făcut, o să plătească. Domnule prim-ministru, brașovenii vor 2 lucruri și sondajele demonstrează acest lucru. Vor un spital, spital pe care l-am început în timpul guvernului Tăriceanu, s-a făcut proiectul. Ministerul Sănătății a cheltuit 3 milioane de euro, aveam și terenul, am pornit licitația. Din păcate, licitația a fost contestată. Primul lucru pe care l-a anulat Boc în 2009 a fost această investiție și nu numai cea din Brașov, încă 12 spitale care trebuiau făcute la nivelul țării. Emil Boc a fost în Brașov și a promis că va sprijini aeroportul din Brașov, 33% din brașoveni vor să avem un aeroport. L-am început noi, din puținii bani pe care i-am avut și deja 20% din aeroport am făcut. Domnule prim-ministru, pentru cele 2 investiții vom avea nevoie de sprijinul dumneavoastră. Și în încheiere vreau să vă spun un lucru. Între mine și Cătălin Leonte, pe care nu l-am cunoscut până acum 3 luni, s-a legat o prietenie, va avea tot sprijinul meu, cum din păcate l-a avut și actualul primar, care și-a bătut joc și de prietenia pe care am avut-o și de sprijinul pe care l-a avut puternic din partea mea în anii trecuți. Cătălin Leonte e un alt caracter. Cătălin Leonte va face treabă bună pentru municipiul Brașov și municipiul Brașov are nevoie să dispară scandalurile politice. Județul Brașov are nevoie de acest lucru, care au existat în ultimii 4 ani. Pentru că spuneam și în conferința de presă, i-am cerut domnului prim-ministru să nu ne răzbunăm pentru umilința pe care am suferit-o, pentru că România trebuie să intre în normalitate. Dar o să avem nevoie categoric de sprijinul guvernului și atât eu cât și Cătălin Leonte vă promitem că nu o să vă dezamăgim. Vă mulțumesc mult!